Dosarul celor ce doresc să devină profesori de religie trebuie să conțină în mod obligatoriu acordul înaltpreasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Acest acord scris vine după susținerea unui interviu unde se stabilește dacă persoana doritoare are un comportament moral corespunzător și dacă aceasta este pregătită să predea învățătura creștină ortodoxă. Binecuvântarea sau acordul scris al chiriarhului, al ierarhului, este un document absolut necesar în vederea întocmirii dosarului personal al tuturor celor care doresc să ocupe un post de profesor de religie în învățământul preuniversitar. Este un document care se cere la dosarul personal în urma încheierii unui acord de parteneriat între Patriarhia Română și Ministerul Educației, Ministerul Învățământului. Este necesar la dosar acest document, deoarece profesorul de religie are un statut special și el, de fapt, reprezintă ierarhul acolo unde își desfășoară activitatea, în școală. Profesorii care nu sunt titulari trebuie să-și reînnoiască acest aviz anual, pe când profesorii titulari susțin un astfel de interviu odată la 3 sau 4 ani.